După ce săptămâna trecută președintele Federației UNESCO din Grecia, împreună cu președintele Asociației Culturale a Coregrafilor, Scenografilor, Artiștilor, Liber Profesioniști și Amatori din Constanța au venit în vizită la Cernavodă pentru a vedea evoluția corului Ide Chirescu, acum a venit rândul dansatorilor din ansamblul Mugurelul să evolueze pe scenă pentru a-și demonstra abilitățile artistice. Aș fi dorit cu tot din adinsul să-i spatem, să-i vadă lumea, pentru că la așa număr de dansatori, peste 100 de dansatori pe care îi pregătește colega noastră, coregrafa Mariana Mazilu, e și păcat să nu îi scoatem în lume, să-i vadă. Acum, cu retrospectiva festivalului Dobrogem Drăgătina, vom avea ocazia și îi vom scoate. Bineînțeles, după o retrospectivă care va dura până în luna septembrie, vom avea și o ieșire cu acest ansamblu Mugurelu din Cernavodă în Grecia. Reprezentanții UNESCO prezenți la eveniment au rămas plăcut impresionați de prestația ansamblului de dansuri populare Mugurelul, iar președintele UNESCO din Grecia a declarat că și-ar dori ca și pe viitor colaborarea cu artiștii din Cernavodă să fie una fructuoasă.